Anita Petruescu, cântăreața de jazz și compozitoarea stabilită în Olanda, a lansat albumul de debut All Layers Beneath the Surface. All Layers Beneath the Surface este o colecție de 7 piese pe care le-am înregistrat împreună cu grupul meu muzical din Olanda, featuring Agus Fulca, Miran No, Johannes Fend, Lauren Spaus, și pe care ne-am bucurat să-l ascultați. Albumul All Layers Beneath the Surface se încadrează într-o zonă stilistică a jazzului modern, creativ, cu linii melodice complexe, tensiune armonică extinsă și, desigur, demersuri improvizatorice. Fiind un artist care susține interdisciplinaritatea și îmbinarea genurilor muzicale în crearea unui act artistic, m-am inspirat pe acest album din creația eroilor mei, precum Cecil McLaurin Salvant, Jen Hsu, Esperanza Spalding, influențe clasice, dar și din poezia franceză a lui Louis d'Aragon, J'arrive où je suis étranger. Bineînțeles, pe lângă toate acestea, experiențele pe care le-am trăit, oamenii pe care i-am cunoscut, locurile pe care le-am vizitat, m-au adus astăzi în acest punct, iar această muzică e parte din povestea mea. Anita își desfășoară activitatea artistică în Olanda și este câștigătoarea a numeroase premii. All Layers Beneath the Surface este albumul meu de debut, un îndemn de a privi dincolo de suprafață, pentru că lucrurile de cele mai multe ori nu sunt ceea ce par. M-aș bucura să vă procurați albumul de pe Bandcamp, să-l ascultați, să vă bucurați de el, să-l împărtășiți cu prietenii, să-l distribuiți. Anita Petruescu poate fi găsită pe rețelele de socializare și pe website-ul www.anitapetruescu.com, unde vă puteți abona pentru noutăți. Muzica se face cu oameni și pentru oameni. Mulțumesc tare mult!